Vineri seara în jurul orei 21, în timp ce se deplasa pe strada Decebal, în dreptul terenului de antrenament al fostei echipe FC Vaslui, viceprimarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, a observat un vasluian care sustrăgea rulouri de gazon de pe domeniul public. Ia să vedem, hai să vedem ce spui tu, hai! Păi nu știu, vreau să văd și eu ce spui, de unde ai furat iarba asta, dar vreau să știu de, păi cum n-ai furat-o dacă e asta aici? Lasă telefonul jos, păi du-te, nu mă filma! Păi nu te filmezi pe tine! Dar cine ești? Cine sunt? Uite cine sunt, un domn care trece, de ce furi iarba? Dar nu fur nimeni iarba! Păi tu ne-ați furat iarba! Tu ne-ați furat iarba! Tu ne-ați furat iarba! Mar, că am furat-o iarba, auză-le! Că am furat-o iarba! Good! Eu cred că dumneavoastră furați iarba, nu eu. Râdem, glumim, dar fapta este una destul de serioasă și ar trebui să ne dea de gândit tuturor celor care avem simțul civic și o responsabilitate în acest sens. Poliția a fost sesizată și am încredere că cetățeanul și-a învățat lecția, a spus viceprimarul Lucian Braniște.